acolo, cum aveți în timp. Dar și e public, vedeți? Cei cu bicicletele n-au nici cum să intre în parc, prin scoarul Europei nici cum să iasă din parc, decât sărind bordura. Și băieții mai fac un prag mai mare, inaccesibil pentru noi, cu bicicletele. Scoarul Europei trebuie ocolit dacă ești proactiv. Pragul degrabă o să fie și mai mare.